Războiul dintre Iulia Selegean și Bianca Drăgușanu pare să nu se mai termine niciodată. Prima soția lui Alex Body face noi acuzații la adresa fostei sale prietene. Am văzut că ai cam dispărut din mediul online. Ce s-a întâmplat? Unde ai fugit? Nu am fugit nicăieri. Mi s-a închis contul de Instagram din nou. Zic că mi-a mai fost odată închis. Am dispărut așa, ca prin minune, în weekendul acesta. Mi l-a închis aceeași persoană care mi l-a închis și data trecută. O femeie, bineînțeles. Cine? Posta mea prietenă. De suflet. Vorbește Bianca Drăgușanu. Da. Bianca. Și ce motiv a fi avut să ți le închidă iar acum? Păi, nu știu. Nu știu ce motiv. Cred că are paranoia maximă cu mine. Cred că sunt coșmarul vieții ei. Dacă ea a considerat că închide Instagram-ul și sufăr cumva sau... Nu știu. După ce au apărut imagine cu voi două în presă, da. Imaginea aceea din baie, tu ai ieșit cu punctul tău de vedere, ai vorbit exact despre cum s-a întâmplat situația. Da. Iar acum urmează nou capitol al acestui... Nu știu, adică chiar nu știu, eu nu am absolut nicio... Pentru mine nu mai există, înțelegi? Suferă de telenovele, de astea, de... Nu știu, manipulează tot felul de situații, oameni, ca să se creeze așa telenovele pe tip drama, știi? Drama apoi ia sunt un fel de victimă din toate... ecuațiile astea. Dar cum puteai să ți le închidă? Bănuiesc că e mai greu de închis un cont de Instagram. Păi, chestia este că eu știu cum îl închide. Are un contact, nu din România, din Turcia. Și dă comandă la acel tip și este printr-un hack. E un hack făcut la Instagram în care strângi foarte multe reporturi dintr-o dată. Și Instagram-ul îți închide contul. A fost de față când i-a închis Instagram-ul de vreo 3 ori și lui Alex. Am și niște dovezi. Așa. Când și spui dovezi, la ce te referi? La niște mesaje. Prima dată când mi s-a închis mie contul de Instagram, mi s-a fost închis și mie și lui Alex. Dar... perversitatea din această femeie a lăsat să cred că Alex mi l-a închis. În acel moment erați prietene. Da, exact. Exact. În momentul acela, eu i-am spus ei ca și prietenă, mamă, cred că Alex mi-a închis Instagram-ul. Și ea a jucat rolul. Gen, de mamă, ce ne simți, ce în toate felurile. Și am un mesaj unde dovedește că ea i-a închis atunci Instagram-ul lui Alex. Că mi-a spus că te răzbună sora ta, gen. Dar bine, ea mi l-a închis și mie și ca să-ți dai seama de nivelul de perversitate, de răutate, de nu știu cum. Ce are de câștigat dacă ți închide ție Instagram? Păi tocmai, cred că ea are impresia asta că are ceva de câștigat, dar nu are, pentru că eu nu sunt un om cu, să am puncte slabe în care tu să lovești. Am încercat cu articolul respectiv, nu i-a ieșit. A încercat atunci cu Instagram-ul, nu i-a ieșit. Am făcut altul, asta este. Adică nu plâng, probabil astea sunt puncte slabe pentru ea. Înțelegi? Nu știu dacă ei ar conveni să închide cineva Instagram-ul definitiv, având în vedere că și cumpără followers. Nu e în capăt de țară pentru mine că mi-a închis Instagram-ul. La fel făcea și cu Alex. Asta spunea ea. Când l-am cunoscut, eu avea 2600 de followers și a luat grade, nu știu ce, lasă că îi le dau eu jos. Nu pot să-ți arăt acum conversația, dar am conversația pe telefon. Și l-am închis de 3 ori. Mai mare dovadă decât asta, că am fost de față la unele chestii și știu cum lucrează ea cu treburile astea, că nu suporte pe cineva, are ea o putere, are ea un contact care rezolvă rapid să-ți închidă contul și foste ei prietene a vrut să-i închidă. A scris la băiatul ăla de față cu noi. Adică știu, suferă mult de ea, înțelegi? Știu că ea mi-l închide și... penibilă. Acesta este Iulia _Selegean. Scrie pe contul meu, scrie cont nou.
că mai sunt câteva conturi care sunt fantomă, gen pe numele meu. Eu nu înțeleg o chestie, îți zic acum sincer. Dacă tu spui că ești fericită și ești bine și ești împlinită și ești... La ce mai creezi astfel de ocazii? Ea știe foarte bine că are o bubiță. Famous. I'm staying in bed now. Astăzi Bianca a declarat într-o altă emisiune TV că și-a mutat fata de la grădiniță, da, din cauza unor, da, dăunători. Nu știu, eu am observat că nu mai este fata ei la grădiniță din cauza că am grupul pe WhatsApp, da, de la grădiniță. Da, da, exact, de la grupa ei, de la grupa fetelor, da? Și nu mai o vedeam în pozele pe care le primim noi de, na, cu activitățile care se fac acolo și așa. Dar nu. Ea spunea că fetița i-ar fi fost mușcată de o altă fată. Nu știai nimic despre aceste lucruri? Nu. Iar dacă era fata mea implicată într-un astfel de accident între copii, nu există să nu mă anunțe cineva. Adică mă anunța sigur. De fiecare dată când se întâmplă ceva cu fiica mea, sunt anunțată de educatoare. Uite, Selena a făcut așa, fata a făcut așa. Deci nu, nu. S-a întâmplat să vă întâlniți vreodată în momentul în care vă luați fetițele? Cu ea nu, cu mama ei, da. Și mama ei cum te privea? Ți-a vorbit vreodată? Nu, nici ne-am salutat. Dar nici nu am nevoie. În continuare nu ai vorbit cu ea, nu v-ați adresat absolut nimic. Nu, am, să știi că am contactat-o prin niște prieteni, adică prin sora ei și prin altă prietenă. Le-am scris lor ca să îmi înapoieze ceva. Mi-a rămas ceva de un brand cunoscut la ea și cineva mi-a trimis story în care avea acea... Bluză, geantă? Bluză. Bluză tip rochiță. Când ai văzut ultima dată purtând acel obiect? Nu mai știu, acum câteva săptămâni. Nu știu cu exactitate, cam două săptămâni. Așa? Și ce s-a întâmplat? Ți-a înapoiat bluza? Nu, îți dai seama că nu. Și eu am vorbit foarte frumos și surorii ei am scris foarte frumos. Gen, te rog, uite, mi-am lăsat o bluză tip rochiță la ea și dacă se poate să mi-o lase și ea aceea la portar. Știi că am văzut-o în story-ul ei. Și am fost blocată, iar de către prietena ei nu mi-a răspuns. Ea nu m-a blocat, dar nu mi-a răspuns. Dar s-o poarte cu drag. Cât timp crezi că va mai exista această situație tensionată între voi două? Păi acum între noi două, nu știu, eu nu prea am dat apă la moară, adică nu m-am coborât la nivelul ăsta de, nu știu, nu vreau să-l numesc nici cum, la nivelul ăsta al ei la care vrea să joace murdar. Că ea joacă murdar acum, adică nu. Dacă, cum am mai spus, dacă ai ceva să spui, te deranjează ceva, vrei să spui ceva, joacă fair, vii și îmi spui sau îmi transmit sau faci ce vrei tu. Dar așa, știi, e ca într-o cursă de alergare, știi? Când vezi că nu poți să ajungi la finish line, îi pui piedică la ăla care e înaintea ta, știi? Păi, pentru ce mi-ai închis Instagram? Adică, ok, l-ai închis, bine. Next, ce faci? Ce acțiunile consideri tu a fi murdare pe care le face Bianca Drăgușanu? Păi astea. Adică, fără nicio problemă, uite, eu... De mine nu poate să spună că ai, trebuie atenție, mă provoacă. Eu n-am provocat-o cu nimic. Ea a fost mereu cea care m-a provocat, da? Cu articole, cu minciuni, cu îmbârligături, cu mai știu eu ce. Eu am ieșit mereu cu adevărul, cu dovezi, cu așa mai departe. Nu i-a funcționat. Acum decurge iarăși la, nu știu, îmi închide contul de Instagram. Nu ai avut vreun moment care... Ți-a fost teamă să spui toate lucrurile astea despre ea? Păi de ce, dacă ăsta este adevărul? Adică de ce mi-ar fi teamă de ce? Ce? Nu mi-e teamă de nimeni, nu mi-e teamă, nu mi-a fost teamă niciodată de nimeni.
singurele urmări pe care eu le-am trăit a fost că m-am asociat cu ea. Nu a fost bine pentru tine acest lucru? Nu, am fost înțeleasă foarte greșit de unii oameni și băgată într-o oală care mie ca mamă și ca femeie nu mi s-a potrivit. Pentru mine ea nu reprezintă o etichetă sau un om. Eu de fiecare dată când vorbeam cu ea sau din prima clipă când am făcut cunoștință cu ea, am văzut-o ca om. Eu n-am văzut-o ca produs. Fostul tău soț a ieșit din arestul la domiciliu. Da. A început să iasă în oraș. S-a întâlnit și cu Bianca de foarte multe ori. Ce părere ai despre aceste întâlniri dintre ei doi? Dacă chiar vrei să-ți răspund cu ceva la această întrebare, fum fără foc nu iasă niciodată. La scurt timp după întâlnirile cu Bianca Drăgușanu, la brațul lui Alex Body a apărut o nouă femeie. O altă Bianca. De data asta Bianca Iordache. Așa, da, o cunosc. O știai? O cunosc pentru că e prietenă cu niște prieteni. Na, eu fiind cu Alex atâția ani. Era în cercul lor de prieteni? Da, da. Alex, știi că ți-am mai spus, e un bărbat foarte complex. Adică face ce vrea el, când vrea el, cu cine vrea el. E singur. Eu sunt singură. De ce mar? Ca mama copilului său. Da. Cum vezi această relație, această nouă relație, dacă o putem numi relație? Apa trece, pietrele rămân, ce să zic. La fel ca restul. Dar fără răutate. O consideri o relație pasageră? Da. Da, e greu să înlocuiești ceva bun. If you really want it, do what you've got to do, make it come to life. Cum se simte fetița ta acum că își poate desfășura mai multe activități cu tatăl ei și în afara locuinței lui? Să știi că prima reacție ei când a ieșit el a fost, adică m-a surprins pe mine. Cred că de fiecare dată când ea mergea la el, probabil voia să meargă la mall, că îi place să meargă la mall, dar merge în fiecare zi, știi? Și așa mă gândesc eu că probabil îi spunea că na, nu are voie să iasă și îi dădea el vreun motiv, nu știu. Chiar prima dată când a ieșit cu ea la restaurant, când m-am întâlnit eu cu ea, mi-a zis: mami, tati are voie să iasă afară, nu mai e bolnav. Și am zis, da, stai. A fost foarte ea fericită, am și filmată. Că am filmat, am luat repede telefonul și am zis, ce ai zis, mami? Da, îți vine să crezi, mă lua așa de cap, știi? Îți vine să crezi că tati are voie să iasă afară. Da, ți-am zis, un copil foarte matur, înțelege foarte, foarte multe. V-ați întâlnit și voi întâmplător în oraș? Da, s-a întâmplat că eram la același restaurant, dar m-am ridicat și am plecat pentru că nu vreau să-i creez probleme și niciodată nu am avut așa ceva în cap. Este un loc public, adică nu, nici n-am cum să știu eu când vine el sau dacă este el acolo și urmează să merg cu prietene mele, n-am de unde să știu. Dar eu, din partea mea, evit pe cât posibil. Eu nu înțeleg o chestie, îți zic acum sincer. Dacă tu spui că ești fericită și ești bine și ești împlinită și ești... La ce mai creezi astfel de ocazii